Salutare tuturor, bine ați venit acasă la Striblinio, la campionatul de fotbal. Vorbit, zic să sărbătorim, de fapt să vă mulțumesc un pic. Aceasta este ediția cu numărul 101, știu, și mie îmi pare greu de crezut la un moment dat. Am ținut acest vlog vreme de 100 de ediții vorbind despre fotbal și despre ceea ce cred eu că este fotbalul sau ar trebui să reprezinte. Probabil că e cea mai lungă serie pe care am făcut-o vreodată despre, despre fotbal. Vă mulțumesc că ați arătat interes și că v-ați uitat la acest vlog pe Facebook sau pe canalele Sport Extra. Poți să mai ținem în continuare, poate o să mai și lungim acest program. Dincolo de mulțumiri, astăzi trebuie să vorbim despre problemele lui Manchester United, pentru că Eric Ten Hag a acceptat, se pare, așa se vorbește, uh, provocarea, așa se spune, de a veni la Manchester United. De asemenea, trebuie să vorbim despre Lewandowski și despre ceea ce se întâmplă la Barcelona. Dar ce se mai întâmplă la Barcelona, veți spune, în afară de eliminarea din uh, Cupa UEFA, mă rog, din Europa League, să-i spunem așa. Întâi însă la Manchester United nu e oficial, dar se pare că există un, o înțelegere că Eric Ten Hag, antrenorul de succes al lui Ajax Amsterdam, creatorul unei echipe remarcabile în ultimii ani să vină să preia Manchester United. Uh, au avut loc tot felul de convorbiri, mai mult sau mai puțin generaliste, poate chiar și detaliate, să vorbește de nume de jucători. Totuși, ceva găsim în față Ten Hag, în fața sa când va veni la această echipă care, atenție, este una dintre cele mai mari cheltuitoare în ultimii 9 ani la nivelul întregii planetei fotbalistice pentru a menține nivelul și cu toate astea nu reușește. Deci sumele cheltuite sunt la peste un miliard de euro în timp ce vânzările profitabile de jucători sunt doar 4 în 10 ani. Doar 4 jucători au vândut cu mai mulți bani decât uh, au dat pe ei cei de la Manchester United. Așadar, o echipă care plătește din greu dar cu rezultate lipsite de interes și o decădere față de epoca Ferguson. În echipă sunt 21 de jucători, doi dintre ei încă sunt semnați de Ferguson, iar ceilalți sunt aduși de către 5 antrenori. Echipa este complet dezechilibrată de la cap la coadă. Da? Și de aici trebuie începută și analiza sa. De exemplu, în poartă. David De Gea este unul dintre cei mai mari portari ai planetei. Problema este că De e un portar de linia porții complet neadaptat pentru uh, Premier League. Exagerez, vă dați seama. Dar nu iese pe centrări. El are niște grafice și niște statistici care nu l ajută în competiția cu uh, alți portari. De asemenea, jocul său de picior nu este plăcut lui Ten Hag. Asta va fi prima provocare pentru el. Nu m-ar mira să-l văd pe uh, Onana, portarul de la... Uh, Ajax venind alături de Ten Hag, de exemplu, care are statistici mai bune. E adevărat, Premier League este o, uh, o altă mâncare de pește și o ligă mult mai importantă. Fundașul dreapta, uh, Van Bisaka, probleme mari. Pe faza defensivă, unul dintre cei mai buni tecleri din Premier League. Uh, notele sale ofensive sunt însă departe de ceea ce și-ar dori o echipă de calibrul uh, acesta. Nu există mijlocaș defensiv în echipă. Nu există și cu asta basta. Asta o arată o analiză diatletic, ce vă spun eu în momentul ăsta. Nu există mijlocaș defensiv. De asemenea, echipa în acest moment nici cu Ragnic, nici cu Solcher, nu știe să iasă progresiv din apărare către atac. Asta e una dintre, dintre marele probleme ale echipei. Și de asemenea este o echipă care îmbătrânește în zona vârfurilor de atac. Adică la Iper, Ronaldo și pe Cavani împreună au 70 de ani, cei doi, acolo îți trebuie o notate, trebuie alt tip de jucător. Asta printre puținele pe care puteam să le numesc. Și atenție, râd, normal că râd. Manchester United este pe locul 19, pe locul 19, în campionat, la goluri marcate din faze fixe, 4. 4 în tot campionatul, doar Norwich. Este mai slabă decât Manchester United. Prieteni, nu arată ca o echipă uh, la care să fie foarte ușor, pentru că nici nu poate să aducă 10-15 jucători. Va juca în general cu tot ce are la dispoziție, iar la dispoziție nu mai sunt foarte multe lucruri la calibrul altor echipe. Ba, cred eu că va fi și o scădere a veniturilor, pentru că mi se pare că Manchester nu va prinde cupe europene. Zic bine aici? Totuși cu Solskjaer, cu echipa asta, așa cum era, totuși se mai întâmpla câte ceva. Bun, ăsta e Manchester United, să mergem în Germania, toate discuțiile sunt legate de Lewandowski. Lewandowski termină în 2023, contractul termină și alt jucător importanți, Müller, de exemplu, și toată lumea se întreabă dacă va continua după data respectivă dacă, sau dacă Bayern îl va vinde acum la ultima șansă și îl va vinde Barcelonei. Există publicații din Polonia, ne-am uitat noi la chestiunea asta, care spun că, dom'le, se și vorbește cu Barcelona, dar adevărul este că Bayern poartă discuții la modul general legate de uh, viitorul contract al lui Lewandowski. De-albinte există și o declarație publică a oficialilor clubului german care spune sigur că acum e un concurs de povești cretine care mai de care despre viitorul Lewandowski. Nu vă faceți griji, nu pleacă de la noi un jucător care înscrie 30-40 de goluri pe sezon. Acum, unde e problema? Problema este în salariul mare pe care Lewandowski îl vrea, mai ales că uh, se vorbește acolo în Germania că Bayern nu ar fi străină de uh, convorbiri cu uh, uh, Eric Holland, cu familia Holland, uh, care să... Uh, prin care jucătorul norvegian să vină la uh, Bayern München cu un uh, salariu foarte mare, ceea ce pare că l-a iritat pe Lewandowski. Uh, un alt lucru este că Bayern i-a pierdut pe Zule și pe Alaba la final de contract, fără să reușească să înrenuiască contracte și s-ar putea să nu mai vrea să se întâmple chestiunea asta. Numai că Lewandowski face 34 de ani, probabil vrea un contract pe 3 sau 4 ani și cu niște sume foarte mari de bani, pe care clubul nu știe sigur dacă îi mai recuperează sau dacă îl va avea pe acest jucător în topul uh, aptitudinilor sale. Deci ar putea să fie o soluție fericită pentru ambele părți să plece uh, la... Uh, uh, la Barcelona, mai ales că acum sunt niște probleme financiare, da? Ei uh, nu mai au banii, s-au oprit în sferturi în Liga Campionilor, nu mai au banii cu pricina și pe care ar trebui să-i incaseze uh, și de asemenea pierd banii din drepturi de televizare și asta o să-i coste foarte tare. Plus că au orgoliul uh, șifonat fiind bătuți de Villarreal. Real. Lucrurile nu sunt tranșate. Uh, Probabil că nici lui Lewandowski nu i-ar displăcea să-și încheie cariera la altfel de echipă, să vadă și altă cultură. Pe de altă parte, câteva lucruri sunt sigure că va fi bine plătit în continuare la Bayern și că va fi, până la sfârșit, va merita o statuie din partea suporterilor de acolo și asta poate să fie atractiv pentru un jucător. În fine, Barcelona, zilele astea se fac 12 luni sub conducerea lui Laporta. Da, asta e foarte important, echipa pare revigorată, sigur a apărut uh, chestiunea asta cu Europa League în care au fost eliminați cu 30.000 de germani pe stadion. La data la care înregistrez eu, clubul spune că încă analizează ce s-a întâmplat, e clar o uh, greșeală de vindere a biletelor uh, biletelor a fost uh, acolo. Dar asta e mai puțin important, că nu ne uităm trebuie să ne uităm la lucrurile cu adevărat uh, importante și uh, grele. Ce vedem? că au găsit căi prin care să aducă totuși niște jucători să încadreze în grila salarială cu pricina care e foarte problematică pentru Barcelona în Spania. Jucătorii sunt Obameyang, Ferran Torres și, uite, îmi scapă acum al treilea, dar cred că e vorba de cel adus de la Wolves. Deci sunt jucători cărora au trebuit să le plătească și Daniel Veș, evident cărora au trebuit să le plătească niște salarii în grilă și au reușit chestiunea asta. Barcelona la începutul campionatului a avut tot tăierea grilei salariale de 144 de milioane de euro, o sumă importantă. E adevărat că ei au făcut un offload, cum se spune, au renunțat la salarii de 200 de milioane de euro, aici e cazul lui Messi și altor jucători care au plecat. Nu au reușit să-l dea afară pe dembele, altul care trage în sus grila asta salarială. Și chiar au avut atitudine ciudată față de el, tot au încercat să-l îndepărteze, n-a jucat, după care a jucat și a făcut-o bine, a fost reprimit. De asta pare să fie un fel de constanță a mandatului lui Porta, că nu e foarte clar cum rezolvăm problemele și care este planul. Chestiunea financiară rămâne în egală măsură de importantă. Au refinanțat un împrumut de la Goldman Sachs și împrumutul respectiv este acum cu o dobândă mai mică. Așteaptă cele 1,5 miliarde pentru modernizarea clubului și au schimbat o grămadă de funcționari din rândul clubului. Sunt mulți oameni care se plâng că, domnule, noi suntem un grup corporate, suntem un grup care acum e condus ca o familie de la Porta, suntem un grup de familie. Sunt niște semne de întrebare, mai ales că acolo au fost schimbat și ofițerul sau funcționarul care se ocupă cu legalitatea, să zicem ofițerul de legalitate. Există așa ceva în Spania, la cluburile spaniole un personaj care verifică dacă clubul se poartă în diversele acte pe care le face conform, conform legii și care este un fel de cenzor, să-i spunem așa mai ales că s-a umblat și acolo asta e foarte interesant. Faptul că la Barcelona e o mare problemă de bani în continuare orată contractul cu Spotify făcut pe trei ani, dar o să fie sponsor să fie Spotify pe tricouri și la băieți și la fete și o să fie și numele stadionului. Și, deși nu știm cifrele exacte, se spune că e undeva pe la 70 de milioane de euro, cred, dar, atenție, multe voști nemulțumite pentru că e un contract unic și pe stadion și pe tricouri și pe alte, și pe tricourile de antrenament. Până acum, Barcelona avea trei sponsori pe zona asta, da? din care încasa mai mult decât din contractul ăsta cu Spotify. Și asta îi reproșează multă lume lui la porta, dar se pare că Spotify plătește repede și pe loc cum ar fi și mai e ceva, este legat de o nouă generație. Chestiunea asta cu noile generații în fotbal și contractul ăsta care trebuie să ducă Barcelona către clientela lui Spotify merită discutat într-o ediție anterioară pentru că Bun, asta nu-ți gândește nimeni în fotbalul românesc. E foarte important de spus Uh, fotbalul pierde generațiile tinere care nu se mai uită e așa în scădere lentă 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 dar sigură și cu asta fiind spuse vă dau o întâlnire o oh, vă dau o întâlnire cam undeva în luna mai că luăm un pic de vacanță de paște vă îmbrățișez pe toți spor la treabă